Inspirația, în primul rând, mi-o găsesc în istoria artei. Mie mi se pare foarte important să consult în permanență tot ce se întâmplă în artă și mai ales ce s-a întâmplat. Pentru că în istoria artei îmi găsesc eu, nu știu exact cum să zic, artiștii pe care îi apreciez cei mai mult. Și în arta contemporană, bineînțeles, dar am eu nostalgia unor perioade și atunci mă atașez mai tare și de acolo, de fapt de acolo îmi iau energia creativă și inspirația o iau din foarte mult din design, mă inspiră foarte mult sunetele din muzica pe care o ascult. Fotografia iarăși este un mediu din care eu extrag foarte multă imagine pe care mai apoi sub o altă formă o pun în lucrări. După școala generală, când am văzut foarte multă fotografie și desen la proful meu de română și tot el ne-a introdus puțin în muzica de cor, aș putea să zic, dar nu-i chiar muzica de cor. Aveam noi niște cercuri de muzică la care ne distram. După aceea, adică din momentul ăla am simțit că este un domeniu despre care habar nu am și este foarte mult de investigat în zona aceea. Și din clipa aia am început să descoper suprarealismul. De fapt, asta e primul curent din artă pe care l-am descoperit și mi s-a părut fascinant. Tot ce am văzut acolo și, bineînțeles, Salvador Dalí, care era cap de afiș pentru mine în perioada aceea. După aceea am descoperit tot mai mult din istoria artei și apoi a venit teatru, mi-a plăcut foarte mult dansul pe vremea aceea. Eu, fiind sportiv cu ani în urmă, îmi imaginam că aș putea să fac dans contemporan, ceea ce era extraordinar ca idee, dar am zis totuși să desenez în continuare. Am stat 3 luni la Paris și sunt convins că vizita mea la Paris a fost foarte tare influențată de o perioadă de vreo 3 ani în care am fost foarte aproape obsedat de tot ce a făcut Picasso și în viața artistică și în viața personală. Și prin documentarele despre el și toate cărțile pe care le-am citit, am început să cunosc Parisul și să îmi dau seama că foarte mulți artiști au trecut pe acolo. Adică știam asta, de fapt, dar în special de Picasso eram interesat. Și anul acesta s-a întâmplat să iau decizia să plec acolo. Am stat 3 luni, am vizitat multe locuri cu care Picasso a avut legătură, am văzut și casele în care el a locuit. Și după o perioadă de lucru în care am făcut o serie de vreo 40 de desene, după aceea am mai și pictat, dar foarte puțin pentru că n-am avut un atelier, unde eu am avut ideea să plantez propria mea versiune de Guernica. Pentru că, știind că Guernica lui Picasso se referă la război, în mintea mea circulă tot felul de informații care cumva certifică, nu știu dacă e bun termenul, faptul că astăzi pe pământ se întâmplă o formă de război, numai că e așa de elegant formulată încât noi să nu o simțim cu adevărat. Am zis că ce tare ar fi să fac și eu o Guernica cu o înfățișare așa mai abstractă, cu un mesaj mai ermetic, nu atât de evident cum... De fapt, nici mesajul lui Picasso n-a fost super evident. Era clar că acolo în lucrarea lui există luptă. În lucrarea mea nu prea există luptă, dar există multe straturi de realitate și mi se pare că asta experimentăm noi astăzi. Așa că
văzând fațada și dorind cumva să mă atașez forțat cu Picasso, eu am zis că fac lucrarea asta și o expun pe clădirea aceea, în Paris. După aceea a urmat demersul de intrare în legalitate cu proiectul ăsta și mi-am dat seama că durează vreo 2 luni toată povestea asta, așa că, nerăbdător fiind să expun lucrările, am venit la Cluj și fac aici prima oară expoziția și după aceea o să mă întorc la Paris și o să continui ideea. Atâtea lucruri acolo și, de exemplu, în cartierul Montmartre, care este acel cartier de unde a pornit avantgarda în 1900 și unde astăzi este plin de kitsch pe străzi, adică artiștii de stradă care fac peisaje sau desenașe cu clădirile din Paris, nu mai au nicio relevanță în... Pentru turiști, da, 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 exact. Ca și, nu știu, ca și importanță artistică în firul istoric, ei nu prea au mare relevanță, sunt acolo doar ca să facă, să anime străzile. Și în aceeași măsură, foarte aproape de Montmartre, adică la 2 străzi distanță, sunt niște cartiere în care ți este puțin frică să te plimbi. Dar asta este viața și e super ok, de fapt. Nu știu dacă este o temă neapărat care mă obsedează, dar din când în când apar ori artiști, ori curente în artă, ori artiști care vin din zona de muzică și, într-adevăr, sunt aceste perioade în care devin obsedat de-a dreptul. Nu se leagă multe lucruri de mine, dar și când se leagă ceva, păi stă încât nici nu știu când o să mai dispară de tot. Deci... Acum ce perioadă? Care e obsesia? Ultima obsesie? Am avut o perioadă puternică sau nu știu cum să zic, îndelungată, în care am cercetat tot felul de surse, de informații care vin de la oameni spirituali sau nu știu, dintr-o zonă spirituală. Și am stat mult cu unii dintre ei, ascultând conferințe, citind cărți, consultând YouTube-ul, care deja pentru mine este ca un fel de televizor, din păcate. Și cumva am consumat înțelepciune din asta, oferită pe tavă, nu obținută din experiențe reale. Dar în paralel am avut și o viață personală care a venit cu examene și cu tot felul, încât am corelat teoria cu practica și până la urmă am ajuns la un fel de conduită sau la un stil de viață care e super bun și se reflectă și în artă. Dar din punct de vedere artistic, așa ca și artist, în momentul ăsta nu am o obsesie. Se întâmplă un lucru super frumos în ultimul timp. După o perioadă de vreo 10-15 ani de când tot desenez și mă gândesc așa la oamenii aceștia pe care i-am super respectat, care sunt artiști sau cine știe ce, care în general nu mai există sau sunt unii care există, dar sunt în alte țări, se întâmplă fenomenul că eu îi întâlnesc în viața reală în ultimul timp. Adică și eu mă plimb prin lume și pur și simplu văd că ei sunt prezenți sub diverse forme, că are loc un concert sau că are loc o conferință sau că un scriitor semnează o carte la o librărie și în fel, sau că un artist este expus într-o galerie și va fi prezent la vernisaj. În felul ăsta am început să întâlnesc oameni pe care acum 15 ani credeam că ei nu există. Sunt așa o entitate supranaturală, cumva. Muzica, în primul rând, trebuie să fie pe fundal tot timpul. Adică nu tot timpul, dar ea este prezentă. Desenul este cea mai apropiată. Și asta pentru că desenul a fost prima formă de artă pe care am practicat-o.
Și în continuare, desenul este mediul cel mai facil de a crea artă, în sensul că poți să nu ai un atelier, poți să nu ai condiții super bune în care trăiești și să continui să desenezi cu mare succes pe suprafețe mici și să iasă performanțe excelente. Și mai ales că sunt instrumente foarte subțiri cu care se lucrează în desen, ceea ce mie îmi place foarte mult. Efectul sau rezultatul final este super. Mi se întâmplă asta aproape de fiecare dată. E aproape imposibil să redai exact ce vizualizezi. Dar este foarte plăcut să vrei să te tot apropii de imaginea ideală sau de pur și simplu. Și în general, imaginile care vin în minte sunt în mișcare, sunt aproape ca și un film. Așa că este foarte greu să redai exact. Dar cu trecerea timpului, bănuiesc că o să fie tot mai ușor să redau ceea ce văd la modul cel mai exact. Este pe un trend foarte ascendent și are și consumatori din ce în ce mai mulți. Și artiștii care activează în prezent, adică artiștii contemporani, mi se par foarte buni. Îi trebuie talent și apoi putere de muncă. Pentru că sunt puțini care au șansa să ajungă rapid foarte celebri și foarte bogați datorită artei. Faptul că unii cred că artiștii, vai ce viață grea trăiesc, de fapt e grea dacă stai foarte mult în cârciumă și trebuie să te trezești a doua zi. Dar în rest nu e grea. E ok. După expoziția de la Casa Tif, urmează o perioadă în care o să mă concentrez pe felul în care o să implementez aceeași idee sau cu mici schimbări, dar cu lucrarea asta ca și componentă la Paris. Adică vreau să duc proiectul ăsta acolo unde s-a și născut ca și idee. Și dacă mă concentrez și scriu pe hârtie tot ce am de făcut, sigur se va întâmpla asta. Mersi!